Concepția despre lume și viață, din seria Cartea creștină. Să ascultăm cuvântul Domnului din Matei, capitolul 13, de la 19 la 43. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o privonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roade, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrășmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghină. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns: Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii i-au zis: Vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: Smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi, ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar, pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Le-a spus o altă pildă, și anume: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat, pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis: Tălcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El a răspuns: Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul viacului. Secerătorii sunt îngeri. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul viacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea, și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Diavolul este o persoană cu un caracter totalmente opus caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeu e lumină, adevăr, dragoste, bunătate, armonie. Diavolul e întuneric, minciună, ură, răutate, haos. Iar tu trebuie să te uiți și să spui: pe care îl aleg? Cu care mă asociez? Fii foarte atent! Cu unul dintre cei doi ești asociat oricum. Nu poți fi neutru. Dacă nu ești asociat conștient cu Dumnezeu prin Domnul Iisus,
automat ești asociat cu diavolul. Deci, dacă tu niciodată, în mod conștient, nu l-ai invitat pe Domnul Iisus în viața ta și nu te-ai dăruit lui, în așa fel încât el să fie Domnul tău, mirele tău, și tu să trăiești cu el și cu Duhul Sfânt și cu Tatăl, dacă acesta nu s-a întâmplat, automat tu încă ești sub puterea stăpânului celui rău. Tu ești parte din lume. Lucrul acesta trebuie să-ți intre foarte bine în minte și să te întrebi, oare eu l-am ales pe Dumnezeu sau nu? Eu m-am dăruit lui Dumnezeu sau nu? Eu m-am deschis lui Dumnezeu sau nu? Sunt eu sigur că El a venit în inima mea? Că noi suntem una sau eu nu sunt singur? Dacă n-ai făcut încă lucrul acesta, poți să-l faci chiar acum. Dumnezeu îi dă voie diavolului să îți ofere planul lui. Dumnezeu îți zice, eu vreau să fii ca mine și să locuiești cu mine în eternitate. Iar diavolul îți zice, nu fi prost, trăiește-ți viața acum. Prima ta problemă e pe cine crezi, pentru că pe cel pe care îl crezi, pe acela îl asculți și pe care îl asculți, al aceluia devii. Pavel spune în Roman 6:16, sunteți robii aceluia de care ascultați. Voi vă dați celui pe care îl ascultați, pe care îl ascultați, al aceluia devii. Dacă îl ascultați pe mincinosul, devii mincinos. Dacă îl asculți pe cel rău, devii rău. Dacă îl asculți pe Dumnezeu, devii sfânt ca el. Pe care îl ascult? Ca acela devin. Chipul aceluia se formează în mine. Și ca cine devin, cu acela voi petrece veșnicia. E greu de înțeles? Nu-i mare filozofie, dar sunt cele mai profunde adevăruri ale existenței umane, cele mai profunde realități umane. Dar nu e numai problema de a crede și de a asculta. Totul devine o problemă de iubire. Domnul Iisus ne-a spus că sunt doi stăpâni. Pe unul îl iubești și pe celălalt îl urăști. Toată problema e să te uiți și să zici, de care mi-e drag? Pentru că pe cel pe care îl iubesc, pe cel îl cred. Și pe acela îl ascult. Ca acela devin și cu acela voi petrece veșnicia. Tu trebuie să te uiți atent. Le-am văzut chipul amândorora. Chipul unuia dintre ei se imprimă în mine inevitabil. Eu aparțin unuia sau celuilalt. De care îmi place? Cu care vreau să mă asemăn? Decide. Inevitabil tu decizi chiar în clipa aceasta. Tu decizi pe cine să iubești și ca cine să devii. Acestea sunt răscrucile fundamentale ale destinului tău. Dumnezeu îmi spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și mândria vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne etern. 1 Ioan 2:15-17. Niciodată lumea nu a avut mai multă putere de atracție ca astăzi. Niciodată lumea nu a avut mijloace de comunicare mai puternice ca astăzi. Televizorul, internetul, cinematograful, videoteca și toate celelalte. Niciodată nu a avut capacitatea să vină în casele oamenilor ca acum. Lumea are acum cea mai puternică forță de atracție din istorie. Dar niciodată Dumnezeu nu s-a prezentat oamenilor mai frumos ca în zilele noastre. Eu sunt uimit de noile mișcări spirituale din lume care vorbesc așa cum vorbesc eu despre frumusețea lui Dumnezeu, despre intimitatea cu Dumnezeu, despre plăcerile pe care le găsim în Dumnezeu, despre adevărata viață cu Dumnezeu. Niciodată nu a fost prezentate mai clar și mai frumos ca acum, iar tu ești acum liber să alegi. Dumnezeu zice, dorința mea e să mă vezi pe mine și să mă iubești cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta. Însă, gândirea la lucrurile firii pământești este moarte, fiindcă gândirea la lucrurile pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu.
căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Și faptele firii pământești sunt acestea: adulterul, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbiile, certurile, geloziile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, invidiile, uciderile, bețiile, îmbuibările. Cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Galateni 5, de la 19 la 21. Dimpotrivă, dacă umblați călăuziți de Duhul, nu veți împlini poftele firii pământești. Dacă trăiți după îndemnurile ei, ale firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Romani 8, de la 13. Trebuie să alegi: ascult de fire sau ascult de Duhul lui Dumnezeu. Pe de o parte suntem expuși diavolului, la lume, la firea pământească. Pe de altă parte suntem ancorați în Dumnezeu. Scopul final al lui Dumnezeu cu mine este să locuiesc în eternitate în comuniune cu cele trei persoane: Dumnezeu, Domnul Iisus și Sfântul Duh. Ca să locuiesc acolo cu ele, trebuie să învăț să trăiesc în comuniune cu ele aici. Cum te aștepți să zică hai să în comuniune cu noi când tu toată viața le-ai întors spatele? Toată viața pur și simplu nu te-ai interesat pentru că ai fost ocupat cu televizorul. Iau ca exemplu televizorul, pentru că televizorul consumă acum cel mai mult timp din timpul pe care ai putea să-l folosești pentru comuniunea cu Dumnezeu. Dar sunt și altele: goana după avere, munca de 20 de ore din zi numai ca să aduni. Iată lucruri care te sustrag de la comuniunea cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îți va spune: pentru că nu ai avut timp pentru noi, du-te acolo unde ai avut timp. Noi te-am așteptat la comuniunea cu noi, dar nu ai avut timp pentru noi. Nu ai avut atracție pentru noi, pentru că nu ai vrut să înveți să fii atras de noi. Al doilea scop al lui Dumnezeu pentru care ne plasează în această situație este să ne formăm caracter ca Domnului Iisus. Scopul lui Dumnezeu este să se formeze în mine chipul Domnului Iisus, să fiu smerit ca Domnul Iisus. Într-o lume care e bombastică, care te adulează, care te învață mândria, tu să înveți smerenia, blândețea, mila, îndurarea, iertarea, pasiunea pentru dreptate, pentru cinste, pentru adevăr. Trăsăturile acestea de caracter nu se pot forma decât în România coruptă de astăzi. În România asta coruptă poți să înveți valoarea corectitudinii, a cinstei, pentru că te costă enorm să fii cinstit. Să fiți fără prihană și curați, copii al lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și corupt, în care străluciți ca niște lumini în lume. Filipeni 2, cu 15. În mijlocul unui neam stricat, eu am zis corupt și ticălos, voi străluciți ca oameni fără pată. Cum e posibil? Pe de o parte sunt aruncat în corupția aceasta, pe de altă parte mă uit la El, cel sfânt, drept, adevărat și spun: Doamne, vreau să fiu ca Tine și dacă mor de foame. Simțul de dreptate, de cinste, de corectitudine numai aici se poate dezvolta și aici are adevărata valoare, pentru că dacă ai trăi într-o țară unde toți sunt cinstiți, ar fi mare lucru să fii și tu cinstit? N-ar fi mare lucru, dar dacă în lumea asta coruptă tu alegi să fii curat ca lacrima, o, ce scumpă e curăția ta! Minunat caracter reușește Dumnezeu să formeze aici. Sunt trăsături de caracter care nu se formează decât în situațiile acestea. Dumnezeu vrea să mă învețe să iert, să iert, să iert. Însă cum pot eu să învăț să iert dacă nu am frați care tot timpul să mă lovească și să mă lovească cumplit, iar eu să zic: Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dumnezeu vrea să mă învețe să iert, să iert, să iert, și de aceea îmi dă frați care să mă lovească, iar eu îl întreb: de câte ori să iert? De 7 ori? Și voi știți răspunsul Domnului Iisus: dar cum pot eu învăța iertarea dacă nu îi am pe frații aceștia care să-mi producă atâta durere? Scopul pentru care Dumnezeu m-a aruncat în lumea aceasta, în felul acesta, este să-mi formeze caracter după chipul și asemănarea Lui în întunericul de aici. Și poate e lucrul cel mai dificil de înțeles. De ce sunt pus eu la încercare? Dumnezeu ne pune la încercare și prin fiecare încercare trecută cu bine, El ne înalță pe altă treaptă. Domnul să vă ajute să faceți o alegere corectă pentru viață. Amin.